Să încep cu bine m-am găsit. Și am zis să faceți trimite la cuvântul Părintele Arsenie. Bine ați venit. Da. N-am cum să nu fac apel la cuvântul lui, pentru că de fiecare dată când mai ales când abordăm teme neofitiene, sunt foarte sofisticate și la limita dintre catafatic și apofatic. Am zis, cum să nu te sperii când vorbești despre astfel de teme? Deci am zis, poate să... Mi-a sărit mie în ochi, sau să zic, mi-a scârgelit urechea sintagma slava găunoasă. Și mă gândeam cum se poate merge pe... E o chestiune de traducere, slava deșartă, slava găunoasă, este opțiune, sensul, eu știu care... Povestea nu ține atât de traducere, da? Cât de a face distinția dintre slava dumnezeiască și slava... Acum îmi vine gândul să mă exprim în termenii cuviosului Ghelasie. Este slava care vine de la Dumnezeu și slava care vine de la creatură. Slava care vine de la creatură, fie că e om, gândește la o vedetă, câtă slavă are. Vine fie de la om, dar vine fie de la îngerii căzuți, fie de la sfinții îngeri și sfinții noștri. Deci slava are două dimensiuni. Una care e necreată, care vine de la energiile dumnezeiești, și alta care vine de la creatură. Și aici se împarte. Este o slavă pe care o are îngerul când îi se arată Maicii Domnului, zicem, și slava pe care ți-o dă vrăjmașul, pe care pe muntele Carantaniei îi oferă Mântuitorul, îi arată toate împărățiile lumii și slava lor, și toate ți le dau ție. Și atunci Mântuitorul a spus, înapoi a mea, Satanul, că Domnul Dumnezeu tău să-i te închini și numai lui să-i slujești, nu să te închini altuia pentru slava deșartă a lumii, a împărățiilor lumii acestea. Prin urmare, avem trei nivele. Slava dumnezeiască, care e de dincolo de creație, slava care vine de la creatură și slava care vine de la om. Pentru că și omul poate să dea slavă omului, care se concretizează în ceea ce se numește laudă. În sensul ăsta, slava e și asociată cu un chip atitudinal, cu o cinstire? Slava este o energie. Asta în sensul... În toate sensurile. Da. În momentul în care eu, de exemplu, mă duc pe stadion și strig hai Dinamo sau știu eu, în momentul acela, galeria dă o energie echipei. La fel în politică. E aceeași, cum să spun eu, de ce se vânează electoratul? Ca cel care candidează să absoarbă energia firească a celor care îl susțin și cu această energie să câștige puterea. La fel, de exemplu, când faci pactul cu diavolul. Faci pactul cu diavolul, diavolul îți asigură slava lumii acestea, gândește la cântăreții rock, să zicem. Și îi dau o energie prin care cucerește, uitați-vă pe ce concerte, marile concerte, ce prăpăde este acolo, de slavă. Slavă care vine de la oameni, dar în cazul vedetelor mai mistice, vine și de la oameni și de la demoni. Și este slava care vine de la oameni în sensul bun, adică oamenii care apreciază virtuțile și te încurajează să fii virtuos, și slava lui dumnezeiască, aceea vine la puțini muritori, aceea vine la sfinți. Și în general, cum îți dai seama că ai parte de slava dumnezeiască? E un criteriu simplu. Te vezi ultimul om. Sfântul Apostol Pavel, care s-a întâlnit față în față cu Hristos, n-a mai putut să scape de acest gând, că sunt cel din tâi, ultimul, cel din tâi între păcătoși, ultimul om, să zic așa, sunt vierme și nu om. Deci ăsta e semnul că te-ai văzut, sau Valeriu Gafencu, de exemplu, în scrisoarea pe care o scrie la sfârșit, când zice că și-a văzut păcatul. Noi nu putem să pricepem ce-o fi însemnând lucrul ăsta, dar ăsta e semnul că asupra lui s-a odihnit slava lui Dumnezeu și s-a văzut
în relația lui de om care a căzut din starea de rai și a pierdut strălucirea lui Adam și s-a văzut în comparație cu strălucirea dumnezeiască. Sau ne gândim pe muntele Tabor, când apostolii, cei trei, în strălucirea lui Hristos au căzut la pământ și nici nu mai știau ce zic și ce... Deci, astea sunt cam trei forme de manifestare ale slavei, numai că slava care vine de la oameni și slava care vine de la demoni este percepută, evident, tot ca o energie supranaturală, numai că consecințele ei sunt altele decât... De exemplu, slava când asupra unui om adastă slava lui Dumnezeu, omul respectiv se vede foarte jos și are o teamă și o zmerenie adâncă și asta este urmată de slava veșnică. Deci aici pe pământ el trăiește cu o tensiune, într-o tensiune, într-o frică de Dumnezeu, care e altceva decât frica noastră omenească, și trăiește disprețuit, trăiește hulit, prigonit, cum zice Mântuitorul, în lume necazuri veți avea, și de-abia după ieșirea din viață se întâlnește cu slava dumnezeiască. Invers, cel care caută laudele, like-urile, că toate acum suntem la modă cu postările astea, cel care caută like-urile și slava de la energiile astea demonice, au aici tot ce vrei, stau în levitație, că diavolul venea și la sfinți și îi sălta așa cu puterea lui, ca să creadă că sunt cu Hristos, că El e Hristos și că Hristos e așa, se înșele. Ei, ori, diferența care e? Că cei care se bucură aici de slavă vor avea nefericirea să constate după moarte să vadă sursa, izvorul acelei slave pe care părinții o numesc deșartă sau găunoasă sau indiferent cum. Deșartă sau găunoasă nu înseamnă decât că are aparența, cum să spun eu, aurului, dar e aramă sunătoare. Știi, e expresia românească, că și-a dat arama pe față. Calpuzanii care făceau bani de aramă și îi spoiau cu aur, la o mică probă se vedea arama. Păi că și-a dat arama pe față, adică părea slăvit, dar era aramă sunătoare. Sau, este iarăși o vorbă frumoasă în legătură cu distinția dintre slava lui Dumnezeu și slava deșartă. Și că vai de acela al cărui nume e mai mare decât fapta. Adică ai nume mare și fapta ți-e mică și atunci tu ești aramă și te dai aur sau pare aur în ochii. Sau se mai poate spune și așa. A pus o lește o chestie de altă parte într-o zonă aceasta de idolatrie. Ajunge și acolo. Sau de... Vreau să mai spun încă un lucru. Cel care primește laude de la oameni sau cine laudă pe cineva pe față este ca și cum l-ar blestema. Atât de primejdioasă este slava deșartă. E absolut dezastruoasă. Deci așa în mare vorbim. Acum, ceea ce ar fi de făcut ar fi ca să înțelegem diferența dintre slava deșartă și slava dumnezeiască, ar trebui să luăm câteva lucruri din Scriptură în care se manifestă slava lui Dumnezeu. Și ea se manifestă în atâtea locuri încât nici nu știu pe care să-l aleg. Începe din Egipt, când trec Marea Roșie și se întâmplă ce se întâmplă și apoi apare strălucirea dumnezeiască în nor ziua și în stâlp de foc noaptea. Și după aia, când se face cortul, când se inaugurează templul lui Solomon, când se aduceau jerfe, slava, sau la Sfântul Ilie, când slava lui Dumnezeu, focul din cer a venit și a ars complet jerfa. Deci sunt foarte multe manifestări. Ceea ce pe mine m-a șocat și m-a uimit și am rămas cu această uimire, că la un moment dat slava lui Dumnezeu îi părăsește templul din Ierusalim al evreilor
și părăsirea slavei, părăsirea templului către slava lui Dumnezeu, îl transformă într-o carcasă care va fi apoi dărâmat și poporul va fi dus în robie. Deci ceea ce dă consistență unui popor, unei comunități, este tocmai slava lui Dumnezeu care se manifestă în templu, cum ar fi la noi, pe masa de jertfă, în altar, și se răsfrânge asupra comunității prin rugăciunea și harul pe care îl are preotul hirotonit corect. E, deci cam pe aici ne mișcăm cu slava. Mă rog, eu am mai multe pasaje, dar aș zice întâi să mai vedem ce gânduri mai ai în legătură cu asta. Pe ceea ce a spus, ideea asta unei slave care se poate și retrage, se poate și oferi, se poate arăta și după de altă parte ea poate să transpară chiar și prin făptură, chiar și prin creație. Cea pe care poate spuneați, poate aici, să zicem așa în termeni juridici, infracreaturală, aia poate să ducă în zona idolatră. Și să fie și zona asta deșertă, care nu are nici conținut până la urmă. Păi este exact relația dintre vedetă și fan. Asta este chipul slavei deșarte găunoase, cum zici, desăvârșit. Nu, am găsit expresia, sincer, mi se pare potrivită că slavă găunoasă, dar... Păi nu, este mai poetică. Mai poetic mi s-a părut găunoasa slavă. Însă, în formula asta, nu slava găunoasă. Da, poți să o faci oricum. Ideea este următoarea. Un arb, un copac găunos, ce înseamnă? Că el are aparența întreagă a trunchiului, dar pe dinăuntru e mâncat de putregaiuri și de viermi. Și de, deci asta e exact, asta e imaginea găunoșeniei. Mie mi se pare mult mai ușor de înțeles ce înseamnă această slavă găunoasă sau găunoasa slavă, comparând relația dintre vedetă și fani. Pentru că ca să fii fan, fan vine de la latinescul altar. Deci fan înseamnă a oficia un cult unui idol. Nu? Când ești fan al unui fotbalist, să zic așa, păi tu pur și simplu nu ai în minte decât isprăvile fotbalistului respectiv, trăiești cu el toată emoția când îi dă gol sau îi dai zeci sau mii sau milioane de euro pe un tricou sau pe basketii lui sau ce are. Asta înseamnă, asta este slava deșartă care e adusă unui idol, nu-i de piatră cum era în Vechiul Testament, este un artist, un cântăreț, un fotbalist și e ușor de văzut acum în lumea noastră câte mii și milioane de fani, ca să nu vorbesc decât de câți am auzit, inclusiv călugări, care îmi vorbeau de a jucat România cu nu știu cine, cu Olanda sau nu mai știu și cu cine. Cu Olanda. Și toate câte milioane de oameni. Se presupune că a jucat. Da, mă rog. Se știe că am pierdut. Da, deci câte milioane de oameni s-au uitat și au trăit cu emoție fiecare clipă, adică te identifici cu idolul. Și, de fapt, idolul și tu sunteți identici într-un duh. Ai zis odată la o postare anterioară că așa cum există un corpus Christi, așa, te faci un corp cu... Da, cu cel care de cu cel care mistic al diavolului. Exact. Deci în momentul alt tip de legătură, alt tip de deci în momentul în care, de exemplu, un cântăreț de muzică rock energizează o întreagă zeci de mii de oameni, păi acolo este o ființă colectivă. Da, este altcineva care le dă energie. Deci aici nu este vorba de energie omenească. Este o energie infra, cum ai zis, este o energie demonică. Și care îți dă niște exaltări și niște stări cu tot deosebite. La fel, hai să ne gândim, stările pe care le trăiesc cei care iau droguri sau euforia bahică sau nu mai vorbesc de străbălările sexuale care toate sunt în regia aceluiași. Și tu trăiești cu mare intensitate această formă de închinare la sex, la la psihedelice, la lăcomia pântecelui. Deci toți ăștia sunt idoli, căror oamenii li se închină și trăiesc cu mare intensitate această închinare. Implică un tip de relație și un tip de legătură. Da. Chestiunea. Problema e că fiind doi factori, zicem, fanul și idolul, sau nu? Păi da, păi dacă ai altarul... Și a receptorului. Una este cea a fanului care se adesează sau...
Păi fanul, cinstește, ce înseamnă? Deci există și o receptare. Păi ce înseamnă această a fi fan? A fi fan înseamnă a dărui energia ta mentală, volitivă, până la urmă, și afectivă și fizică, dacă vrei, a o dărui complet o energie pe care tu o dai unui duh, care el în sine e neputincios. Dacă vrei să merg mai departe, pe asta se bazează toată magia. Toată magia păgână, ca și jertfele păgâne, se bazează pe faptul că tu, ca să îi dai putere, așa zisului zeu, demonului, tu trebuie să-i aduci jertfe. Și jertfe ce înseamnă? Înseamnă, după care sunt rânduite, jertfe de animale, dar inclusiv jertfe umane. Și aceste jertfe, sângele propriu-zise, cea mai, cum să spun eu, în magie, este cel mai eficace, pentru că demonii asta cer de aici toată cinematografia asta cu vampiri și cu tot felul de... Ea nu e pură ficțiune. Ea este o realitate. Cei care se ocupă de magie știu treaba asta. Magia adevărată, da? Da, și dau energie, dau energia și sângele lor îl dau demonului. Dar nu-i nevoie să ajungi până acolo. Simplu fapt că tu treci cu intensitate și mintea ta este complet absorbită de meci, de concert, de nu, și nu mai vezi nimic altceva, tu ești atunci un închinător în duh și nu în adevăr, dar ești în duh. Vreau să zic că adevăr nu e acolo. Dar trăiești lucrul ăsta. Deci este o închinare pe care noi, de exemplu, în dreapta credință, noi rare ori o trăim la aceeași intensitate cu cum trăiesc ei închinarea idolatră. Deci idolatrii, fanii, trăiesc mult mai intens închinarea către idolul lor, care e o făptură trecătoare, nu e piatră și lemn, este un om din carne și oase și care putrezește. Și oamenii se închină lui. Ăsta e lucru, ca să o spunem pe dreaptă, ăsta e lucru pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult. Idolatria este cea mai urâtă. De ce? Pentru că în ce constă în esență idolatria? Înseamnă că tu acorzi cinstea unuia Dumnezeu făpturii. Și Dumnezeu e un Dumnezeu gelos, cum se zice. Adică nu poate să... Sau cum spuneam cuiva care îmi povestea de călătoriile, știu eu, prin lumea indiană, lumea, știu eu, înțelepciunea arabă, filozofia greacă, și le spunea cu oarece, așa, să nu zic mândrie, dar cu oarece superioritate, că are o experiență, a avut niște experiențe intelectuale, cum știi foarte bine că ai scris despre asta, și a trebuit să-i spun că lucrul ăsta, de fapt, nu este decât o prostituare a sufletului. E ca și cum, după ce te-ai căsătorit, te-a pus să-i spui soției câte amante ai avut. Păi asta nu-i de laudă, trebuia să fii fecior când ai venit la fel sufletul, când vine la Dumnezeu, trebuie să fie fecior. Iar dacă nu-i feciorelnic, atunci trebuie să se curățească, să facă toată rânduiala, după spovedanie, canon și toate celelalte. No, sper că, nu știu dacă am fost cât da, de cât da. Clar. Vale. Dacă publicul spectator mai are întrebări. Da. Până deci nu înseamnă că... Răspunsul mai e. Dar voi nu trebuie neapărat să tăceți acolo. Puteți să vă... Să vorbim. Păi da, nu? Da, să grăiți, că nu suntem aici la... poate contează totuși și revin la modul de raportare și de receptare. Până chiar și dacă se discută în alt stele, observ că poate să fie și un artist care să fie credincios și are parte de astfel de eveniment, poate să fie un fotbalist care să fie credincios și în același timp are un tip de legătură de genul acesta. Și atunci, pe undeva, cred că se mai nuanțează sau cumva niște lucruri, sau poate și tipul de legătură este altul. Hai pe care dacă se poate diferenția. Poate să conteze fanul cred că era englez, tifosii cred că erau italieni, suporterii, să nu știu ce, să nu fi români, tipul de atitudine sau energia degajată poate să ducă și aici la o anumită diferențiere. Apropo de chestia, știu că a fost campionatul mondial de fotbal și știu că românii s-au comportat față de naționalilor de fotbal, dar a fost o anumită efervescență pozitivă, zic unii. Adică dacă poate să fie și... E cumva, exact cum e și, că aici mi se pare o chestie importantă, dincolo de, să zicem, slava Dumnezeu și slava lumii sau a creației, că poate să fie și o că aici parcă pomenem, parcă înainte de, deci, să primiți-vă, să sufletești unul pe altul pe cum Hristos v-a primit pe voi,
Dar spre slava lui Dumnezeu. Da, dar se referea aici la cei din biserică. Păi, de ce facem cei din biserică care sunt, să zic așa, fotbaliști? Păi, problema este, aici eu n-aș intra, nu zic așa, n-aș coborâ atât de mult. Nu neapărat că pentru că pentru că un om care este coerent și consecvent cu credința lui, că zice acolo că căutați, nu, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva, ori altceva de faceți, spre slava lui Dumnezeu să o faceți. Altceva acela în circunstanță. Sau care plaja de acoperire, ori altceva, orice altceva. Orice altceva, dar să nu fie idolatrie. Asta este problema. Să nu fie adicție la... Asta e problema, să nu fie adicție la... Aici este că... Să fie clar lucrul ăsta. Pentru că un om care e consecvent cu credința lui, te mă gândesc la părintele Valerian, păslarul. Și nu dau alte exemple, care au rămas și cu actoria și cu credința. Dar un om care este coerent cu propria lui gândire, domnule, a trebuit să aleagă între slava teatrului și a filmului și credință și închinare către Hristos. De, majoritatea celor care zici că sunt credincioși în spațiu, să zicem, idolatru, ei sunt în cum să spun eu, între două lumi. Da, dar fiind chiar de două luni, poate să facă și să deschidă ușa și într-o parte și într-alta. Da. Și atunci da. Poate să aibă și un rol, nu? Deci asta... Sunt și actori, au zis și noi, chiar pe site-ul zicem, creștinești, în felul la un moment dat, că se poate da poziția corectă în un eveniment a unui actor american, care poate să a ținut, a jucat un ce rol important și a avut o poziție, și ne raportăm și noi la el, chiar în spațiul românesc, ca fiind o voce. E cumva... Și aici, că nu poate să treacă toți, să zicem, facă un pas, cum a fost, să zicem, până de variant. Că și asta e o chestie obiectivă, o chestie de vocație, până la urmă, o chestie de atitudine. Așa, în sensul acesta, cumva, poate e aspectul ăsta bun, că și poate să deschidă ușa, adică poate să facă și un actor la care v-ați referit, pentru că nu e acela pe care mi este prieten. Dar... Da. A făcut foarte mult lucru de calitate printr-o mărturisire de credință, pentru că trebuie să vedem și chestia asta, că e nevoie și de o mărturisire de credință și o face fiecare și în modalitatea lui, că da, acolo e fotbalist până la urmă și a ales chestia asta, deci e greu să scoți pe ăla, da. Să-l pui, să pună ghetele în cui să fie acum acest vacă, să bată metalii, fiecare are și un... Deci aici noi nu ne putem, de asta spun că n-aș coborâ aici discuția. E adevărat că este o linie, cred că, fină de demarcare între idolatrie și... Sigur, sigur că da. Deci, încă o dată, un om care e coerent cu sine însuși și își duce consecințele propriei credințe până la capăt, un om matur, zic, nu, nici nu va pune problema alegerii. Pentru că aici este vorba de o patimă, în principiu vorbim de o patimă. Și patima, care e patima? Este patima slavei deșarte, care e cumplită. Asta ce înseamnă? Că tu, de exemplu, ca actor sau ca muzician, ca vedetă, tu ești dependent de galerie. De aplauze. Altfel ești mort. Nici măcar toți actorii nu sunt chiar așa de dependenți de aplauze. Deși or fi. Și aplaudarea are o formă de manifestare care arată cumva o cinstire și o primire a reprezentării respective. Adică, nu știu chiar de unde fi chestiunea asta cu aplaudatul, dar... Păi sunt de când de lumea da, lume, da. Da. Din pare, bătut din picioare, sau da. Manifestat zgomotul. Asta este o, încă o dată, asta este un transfer de energie către acela care ți-a oferit, deci tu mi-a oferit mie o plăcere și eu îți întorc această plăcere prin laudele pe care, deci este un schimb foarte concret, nu este așa o simplă ficțiune. Sunt de acord. Știi? Numai că aici cel stăpânul nostru, Dumnezeu și Hristos și Duhul Sfânt, nu știu în ce măsură să împărtași. Știi, de exemplu, hai să mergem la... N-am acum, că m-ai luat pe nepregătite. Să mergem la originile sportului. Unde crezi că le-am găsit eu, originile sportului? E o petrecere funerară. Dacă te duci la Homer, când Ahile își cinstește prietenul Patrocle ucis în luptă, și l-arde, îi pregătește rugul și aduce jerfe de boi, de cum erau acolo, și oameni, inclusiv 12 prizonieri traci, sunt uciși pe rug. Exact cum am spus, vezi cum se vede de clar toată scenariul magic, arhaic. Și după aceea instituie jocuri. Hipodrom, întreceri de cai, întreceri de
gimnastică, întreceri, de toate întrecerile pe care le știm de la olimpiade, sunt de fapt la origine întreceri funerare. Parcă sună altfel. Nu știu cum să spun, sună altfel. Și nu intru mai departe în hermeneutica lucrului, dar cuvântul petrecere, l-am mai zis o dată la Tismana, cuvântul petrecere vine de per transichere, înseamnă a trece până la capăt. Este vorba de trecerea din lumea asta în cea de dincolo. De exemplu, apostolii au petrecut-o pe Maica Domnului acolo unde a tăiat mâna și nu știu ce acelui evreu. De aici, când cineva îți moare în familie sau în comunitate, el este petrecut din viața asta spre viața cealaltă. Și în cadrul acestei petreceri au loc niște ritualuri. De exemplu, încă și la noi... Ritualuri de trecere. Așa, și la noi în tradiția satului, se adunau acolo și chefuiau și beau și spuneau chiar glume la locul lor și mortul era acolo. Este chestii păgâne, care încă o dată le-am găsit la Homer acum 3000 de ani și probabil că sunt în toate tradițiile. Da, și atunci parcă încep să privești altfel toată spectaculosul acestor lucruri, pentru că nu cumva noi aici petrecând, că noi cam asta căutăm, cum se zice industria asta a distracției. Da, entertainment sau cum se cheamă, care e o denumire tehnică. Păi nu cumva noi acum ne petrecem spre, pentru că încă o dată este vorba de ceea ce însoțește moartea. Și toată veselia asta noastră este exact ceea ce face omul care nu se gândește la moarte. Dar la moarte totuși ca trecere, că e altceva, că poate oamenii au făcut așa de trecere, că aici s-ar putea să fie astăzi dintre cei care nici măcar asta nu mai fac. Fii atent, care era trecerea? Era o frică de moarte, nu mai era nici de petrecere. Trecerea era din lumea asta în Hades, în iad. Și la greci, acolo unde cât de cât știu, faptul de a fi sub soare, deci tu ai murit și noi suntem aici, ai atunci conștiința acestui mare dar al vieții sub soare, pentru că după aceea intrai în mucedele locașuri ale morților, ceea ce era cumplit înainte de Hristos. Dar asta însemna că măcar o recunoaștere a unei treceri, a unei nemuriri, undeva. Chiar în forma aceasta. Alții nici măcar asta n-au gândit. Dar bun, nu vorbim de ăștia, dar vorbim de cei care erau conștienți și știau ce fac. Deci înainte de Hristos, cei mai luminați oameni aveau o bucurie extraordinară a faptului de a fi vii. Pentru că știau că după ce trece viața asta, mă rog, indienii mergeau cu reîncarnarea și cu aia altă poveste, urmează moartea veșnică, deși preexista speranța unui mântuitor. La toate popoarele exista speranța unui izbăvitor din mucedele case ale lui Hades. Dar și invers, odată cu venirea mântuitorului, toată această, toate aceste ceremonii de petrecere ale celui decedat au fost, cum să spun eu, nici măcar bocetul nu e permis de biserică. Pentru că nu mai e cazul să-l bocești pe care nu mai merge în Hades, pe cel care merge în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ce rost are tot circul care se face la păgâni, având în vedere traseul celui mort care merge în Hades. Deci sunt niște lucruri la care am putea să ne gândim pe mai departe, cu foarte adânci, foarte adânci. Și dacă noi ne-am gândit, am vedea că, de exemplu, monah în siriacă, cred, se traduce prin cel ce plânge, cel ce se tânguiește. În general, creștinii, cei mai conștienți, care își văd păcatele lor aici, nu mai pot să petreacă. Nu mai participă la petreceri. Știi, de exemplu, că cum suntem noi acum, nu te poți duce să dănțuiești la nuntă. Cred că nu ți-ar ședea bine. Nu? Deci s-a schimbat complet paradigma. Adică noi aici suntem într-o stare de trecere, într-o stare în care, cum să spun eu, am căzut de unde trebuia să fim, dar avem nădejde și ne pregătim să ne întoarcem înapoi de unde am căzut. Pe când săracii păgâni, ei aici erau un maximum
de ființare și de aici ei treceau nu în neființă, treceau într-o împuținare a ființării în Hades. Deci încă o dată la Homer am găsit toate lucrurile astea și multe altele. N-avem timp acum să le adâncim. Aș reveni la chestia cu primiți-vă, sufletește unul pe altul, precum Hristos v-a primit pe voi. Modelul e hristic și trebuie să ai această, spre slava Dumnezeu, asta vreau să zic. În ce măsură se poate descoperi modelul ăsta hristic, al primirii de tip hristic? Aici... Și al primirii reciproce, că aici asta e o chestiune, că chiar tipul ăsta de relație de care s-a pomenit așa, chiar între fan și așa, în ce măsură ea poate să aibă la și o reverberație creștină, cumva, că sunt și evenimente, să zicem, de sărbătoare sau de bucurie, care se revarsă, apropo, dar nu găunos, și se poate prelungi și asupra comunității, asupra cosmosului și așa mai departe. Adică, totuși, adică mi se pare că de la trecerea de la o lume, să zicem, păgână cu traseul ei la cea creștină, este un pas fundamental, dar totuși problema e în ce măsură există și demersul de încreștinare, să zic așa, sau de sfințirea unor aspecte chiar din viața cotidiană, în ce măsură Dumnezeu poate să intre și în viața cotidiană, să lucreze cumva și, sigur, într-un aspect sinergic, să zic așa. Și modelul ăsta hristic să fie nu unul asumat în sensul sau asumat sau apropo de pendegrație în chip iconic, adică într-o dialogică, să zic așa, nu doar așa ca imitații. Adică, până la urmă, se poate ajunge că nu se mai face nicio sărbătoare sau nu se mai face... Trebuie să găsim totuși o... sau nu? Nu e atât de complicat. Aici cred că cuvântul cheie care leagă cele două lumi, lumea păgână cu petrecerile ei și lumea, și, cum zice la Evergetinos în volumul 4, că acolo am descoperit lucrul ăsta, și poporul lui Dumnezeu, care sunt monahii și creștinii care trăiesc fără să se îngrijească de ce vom mânca și ce vom bea și ne vom îmbrăca, asta e distinția care separă cele două luni. Deci sunt oameni care l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc, că zice, dacă Dumnezeu nu-i pe primul loc, nu-i pe niciun loc, și restul lumii care se gândește la facturi, la poșete, la pantofi, la... Ceva... Să-i fac alții să se gândească. Deci, între aceste două lumi, aceste două moduri de a trăi viața cu grijile acestei lumi și cu grija la mântuire, pe care o exprimă, nu noi, în mod ideal, monahii care se retrag din lume, se leapădă de lume conform ritualului respectiv, majoritatea dintre noi trăim într-o lume intermediară. Cam asta e. Da, deci trăim într-o lume intermediară și cuvântul care ne caracterizează sau cheia ieșirii din acest indeterminat este cateheza, care din păcate nu mai funcționează astăzi. Pentru că, gândește-te, între lume și biserică era o instituție numită școală. Deci tu veneai din lume, de când tu veneai pe lume, tu copil, veneai pe lume, primeai acasă cei 7 ani de acasă și după aceea mergeai la școală și școala era în curtea bisericii și din școală intrai în biserică și te uneai cu Hristos după ce tu învățai principiile de viață și poruncile lui Dumnezeu. E foarte limpede lucrul ăsta. Deci ești într-o lume a iluziei, a petrecerilor de tot felul, ceremonii, spectacole. Vezi acum că e vară și peste tot auzi de festivalul de teatru de nu știu unde, festivalul de Antol de nu știu unde. Asta e o lume. De partea cealaltă este biserica care te pregătește pentru împărăție. E, lumea care petrece fără să-i pese de împărăția lui Dumnezeu, o să aibă surpriză la sfârșit. Cei care se străduie să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, o să aibă și o surpriză, dar cu alt semn decât surpriza celor din tâi. Și atunci fiecare dintre noi alege. Când ai ales pe Dumnezeu, atunci urmează cateheza. Cateheza va fi subiectul unei postări pe care o să o facem mâine cu altcineva, nu cu Sfinția ta, care m-a rugat să ținem așa un șir de postări despre cateheză. Păi, numai bine că despre asta vorbim. Deci este lumea ca lume, este împărăția lui Dumnezeu și e marea masă a celor care sunt în interval
și care fie rămân în indeterminatul plăcerii și al iluziei, al petrecerii, fie, după cum sunt chemați de Dumnezeu, mai aproape sau mai departe, cum ai zis, pot să fie actori sau vedete și să fie credincioși, atunci să-și pună problema, stai puțin, ce fac eu cu credința mea, la ce îmi folosește așa zisa profesie, dacă se poate numi profesie asta de... pentru că știi că, la, după canoane, bancherii, lăutarii, actorii și toți care se ocupă cu divertismentul sunt invitați să se lase de, știi, de meserie și să se apuce de treabă. Cam asta e pe scurt, așa zis. Da, că la un moment dat trebuie să ținem cont și de această lume de mijloc, da, sau intermediară, în care mulți se află și aici păi zice că ne aflăm și noi, da, cu toții. Suntem aici, toți suntem aici. Aici s-ar putea să fie o frământătură. Aici se produce frământătura, cum zici, sau cernerea. În limba greacă, a cerne este crinomai, sau crino. De unde vine a cerne? Din latină și cernere în românește. Noi suntem grâul și neghina amestecate și sita se mișcă. Astea sunt crizele. Deci noi acum trăim, de exemplu, o astfel de criză. De fapt, cred că niciodată lumea n-a fost lipsită de crize, pentru că niciodată... Mămăligă... Da, deci mult. Nu se pot alege grâul de neghină decât dacă se mișcă sita. Ori mișcarea sitei înseamnă criză, înseamnă cernere. Și, uite, acum mi-a venit în minte un lucru. Stai să-mi aduc bine aminte. No Name, de la nu știu ce televiziune, No Name, că nu, Nomina Odioza, nu vreau să-i citez. Ce crezi? Că au război cu în altul Teodosie de la Constanța. Și au început să locărească într-o postare pe YouTube. Că, auzi, motiv, că de ce le spune femeilor să își acopere părul? Că de ce le spune să nu intre în biserică așa când sunt în perioada de așa de ciclu. Că de ce o femeie i-a spus unei femei că doamne, dacă ești măritată, că o abuzează psihic, știi, asta e o chestie care poți să spui și barba ta mă abuzează psihic și atunci poți să justific orice fel de nebunie. De ce n-am voie să mă despart? Ori episcopul, care e unul dintre cei mai competenți profesional, dacă mă exprim așa, el a spus foarte clar care sunt rânduielile bisericii, că nu a inventat el. Și s-au trezit acești No Name să spună evul mediu, discriminări și toată polilogia asta, care de fapt da mărturie despre absoluta incultură de orice fel a celui care vorbea și a respectivei, ce-o fi fost, jurnalistă sau ce era, prezentatoare la nu știu ce televiziune, și ar trebui pur și simplu să faci un studiu de caz, dar făcut așa, cu artă, și să-i pui pe cei doi 5 minute, e o chestie de 5 minute, și să vezi cum arăta femeia, cum arăta din punct de vedere al culturii lui minime, cel care comenta atitudinea preasfințitului, înalt preasfințitului Teodosie, și să le pui oamenilor în față cele două atitudini. Adică un episcop care, într-adevăr, este un exemplu, din cât cunosc eu, acest om e cam de vârsta mea, dar eu nu fac nici a 10-a parte din ce face el. De toate slujbele imaginabile din rânduiala bisericească, el le face, stă în picioare acolo zi și noapte, mai ales în postul Paștelui, că am urmărit slujbele, că eu am fost aici și nu mergeam la biserică. Și am urmărit slujbele, păi am fost absolut uimit. Și până în fiecare joi răspunde la toate întrebările pe care le pun oamenii. Și pun oamenii întrebări nu deloc simple. Și are răspunsul, nu l-am găsit niciodată. Am urmărit cu simț critic. Tot este impecabil, Dumnezeu să-l țină. E un dar pentru biserica noastră. Și aud, și inclusiv din biserică, aud cârteli, că așa și pe dincolo. Păi nu se poate, unde ne trezim? Așa ca exemplu, să vezi, deci un om ca episcopul Teodosie, candidează la sfințenie. Eu nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Și cei care, pentru că se vede slava lui Dumnezeu asupra lui,
și cei care cârtesc și îl așa, candidează la, cum să spun, ce s-a întâmplat cu ungerii care au pierdut slava. Sau negri de tot. Deci în momentul când tu lovești într-un astfel de om, tu nu-ți dai seama că lui i-a adus premii, i-a adus cinste, lovindu-l, cum erau martirii. Iar tu care ești în ipostaza celui care ocărăște și îl ponegrește, este exact părâșul nostru, te identifici cu părâșul nostru cel dintotdeauna, care are mare supărare pe oamenii sfinți ai lui Dumnezeu. Dar e supărat foc pe ei. Și tu te faci megafonul vrăjmașului de obște al neamului omenesc. Nu, și asta, deci, numai atât 5 minute. Deci să nu ne pierdem vremea cu multe discuții și nu știu. Pui imagine cu imagine și comentezi ce spune unul și ce spune celălalt. Și rămâi uimit de întunericul acelei televiziuni și acelui no-name și de lumina episcopului. Plus ar fi cel mai util exercițiu de, cum să spun eu, de ceea ce ar trebui să facă... Să pot de cateheză. Da, asta zic. Și aici o poveste cu cateheza. O să o spun mâine. De ce noi nu putem face cateheză ca în veacurile primare? La noi crezi că se poate să... Păi nu se poate. Păi nu se poate. Știi ce vreau să spun? Că aici mă întorc la cuviosul Ghelasie al nostru, care probabil că ne-a adus împreună. Astăzi cateheza este anamneză. Pentru că noi am fost catehizați. Nu trebuie decât să ne aducem aminte ce am fost și ce ar trebui să fim și ce nu suntem. Deci noi nu mai trebuie luată cateheza de la început, de-a capul alfine, când erai păgân. Și ți se spunea, uite, nu ăla e, nu Pietroi ăla e Zeus și nu știu ce. Acum trebuie să-i spui omului ce har a primit neamul tău prin obiceiuri, prin port, prin arhitectură, prin limbă, prin modul de a munci, prin modul de a se închina. O, nu trebuie decât să-ți aduci aminte. Asta ne lipsește nouă, această anamneză, știi? Și cum se poate pune într-un activ, sau cum poate fi resuscitată. Păi cred că... Nu e și o chestiune de model formativ sau de tipologie formativă, când vorbiți de o rememorare, să zicem, termenul... Cred că aici este vorba mai degrabă de ceva informal, care se numește ce am vorbit cu Părintele Dan Popovici. Este vorba de inspirație. Dumnezeu, în grija Lui pentru noi, ridică... Inspiră oamenii, unii să vorbească într-un fel, alții în alt fel, cum vorbeam noi de iubirea părintelui Octavian Blaga. Deci el vorbește pentru o categorie de oameni. Noi vorbim despre unei alte categorii de oameni și Dumnezeu ridică cateheți, să zic așa, pentru toate felurile de oameni. Adică, este foarte important, știi? Observație. Că sunt oferta, paleta ofertelor este nuanțată. Și aici este, noi nici, atunci intervenim, înseamnă că cum se nuanțează acest paletar. Noi nici nu putem, eu, de exemplu, vorbesc din perspectiva unui care a cercetat limbile clasice, a filologiei, dacă vrei, eu cercetez cuvintele. Aici este domeniul meu de competență, de inspirație, de cum vrei să-l iei. Dar unul, de exemplu, de cum îl cheamă Sorin Mihalache, de la Iași, și el vine cu științe, cu neuroștiințe, cu... nu știu câte doctorate are și se adresează unei alte nișe, cum altui public. Nu? Și fiecare, deci eu văd, sunt preoți care vorbesc mai pe înțelesul poporului și țin predici și chiar dacă nu sunt academice, dar sunt prizează la oameni. Și eu văd aici harul lui Dumnezeu, care e multiform, infinit, ar zice, de necuprins de către mintea fiecăruia dintre noi. Poate chiar nu ne înțelegem unul cu altul și ni se pare că eu vorbesc bine și tu, pentru că nu ești pe domeniul meu, bă, ăsta bate câmpii. Dar cred că în felul ăsta sunt atinse toate sufletele care îl caută pe Dumnezeu. Asta cred că e foarte important. Asta atunci te duce tot într-un spațiu cumva compozit, în care totuși fiecare, chiar și un actor, poate să aibă pe datele lui. Da, sigur. Sunt calități sigur, acolo. Sigur că da, de acord. Și poate să aibă pe datele respective o alt fel de atitudine sau de chiar de mărturisire. Totul, da. Știi cu ce se... Acum, și acolo există
tranșer, că am văzut chiar și la domnul Dampuri, nu? Se delimitează de roluri sau de piese care te pun într-o situație, nu știu cum să-i spun așa, ne la locul ei. Criteriu. Asta înseamnă că totuși există și pentru cine vrea chiar și acolo o anumită delimitare, adică totuși nu joci orice, nu în orice situație, așa mai departe. Că poți să-ți găsești o nișă de expresivitate ca artă teatrală sau comportamentală, deci și eu are niște date de artă în care poți să te să la fel și în muzică și așa mai departe. Adică până la există și, dacă vă spuneți, de rememorare. Înseamnă că a fost cumva o anumită creativitate la care suntem și noi cumva părtași, o ie sau cum mai așa mai departe, da? Îți pomeni la un moment dat. Înseamnă că există, a fost o inițiativă creativă, dar sigur în sensul de a rămâne în trena lui Dumnezeu prin acea lucrare creativă. Asta poate manifesta în... Eu aș locui cuvântul creativ, știu că pentru că știi că am un dinte contra acestui abuz, uz și abuz. Da, da, eu iau doar că aveți un dinte ca filolog. Da. Așa este, creativitate nu este decât coparticipare la inspirația pe care se și la energia pe care se dă Dumnezeu. Așa, da, o înțelegem. Da. Dar nu că tu ești Dumnezeu, nu poți să faci, care ești tu creator. Pentru că în lumea modernă omul este creator. Ori noi trebuie să spunem că în mod tradițional omul este participă la creator care are, proniază, să zic așa, creația lui și o are în grijă, îi poartă de grijă. Asta e cu totul altă perspectivă. Dar criteriul după care evaluăm ceea ce ai spus, adică ce face un actor sau o vedetă în sensul... Adică, și aici, trebuie cumva să introducem nuanțe. Pentru că dacă nu introducem nuanțe, riscăm să punem o chestie. Da, actorul sau arta teatrală. Mi-a ascult cu plăcere un teatru radiofonic. Da, exemplu. Te cred. Mi-a rămas când în liceu, când n-am ascultat. De-abia așteptam zile de marți sau miercuri, știam la ce post de programul 2, nu știu ce, sau așa, avea marțea teatru radiofonic, așa, că n-avea alte variante. Și acum, dacă am timp, roată, nu am timp, că sunt... Criteriu, nu fac din asta, cum zic... Important e să avem un criteriu, ori criteriul avem în Evanghelie. Veți cunoaște pomul după roade. Ori, fiecare, indiferent unde se află, trebuie să vadă ce rodește. El, toți dăm o mărturie, o mărturisire, facem o mărturisire. Profesio fidei, nu, avem, se traduce mărturisire de credință. Dar noi suntem toți profesioniști, toate și în artă, și în muzică, și în inginerie, dacă vrei, tu ai o profesie. E, tu trebuie să știi, când tu profesezi ceva, este spre slava lui Dumnezeu, care sunt roadele? Ăsta e criteriul, foarte simplu. Deci tu, care te duci jos pe scenă, ești conștient de consecințele cuvintelor tale asupra publicului? A gesturilor tale. A gesturilor, a mimicii, a muzicii, a spectacolului, a fotbalului sau ce vrei tu. E, ori aici, dacă ești atent, foarte repede se vede. Tu, deci numai tu poți să vezi cel mai bine care ești implicat. Tu poți să vezi efectul asupra aproapelui tău, dacă, de exemplu, l-a făcut să se schimbe în bine, dacă l-a făcut să creadă, să sporească în virtute. O să trăiască cu conștiința credinței. Dar, da, deci... De fapt, parcă la părinții le-am găsit chestia asta, că nimeni nu poate să aducă pe altcineva la credință decât dacă Dumnezeu împreună lucrător cu el. Nu poți să aduc pe altul la credință decât dacă vrea Dumnezeu. Nu poți să te aduc la credință. Despre asta am vorbit. Când am zis că nu-s de acord cu creativitatea în sensul lumesc al cuvântului, ci creativitatea este sinergia cu energia pe care ți se dă Dumnezeu ca să schimbi în bine la locul tău de muncă, să zic așa. Forma pasă există într-o anumită modulare, nu? Și o muzică, și o creație. Deci peste tot criteriul este fiecare să fie atent la ce face și la ce vorbește, ca să nu fie, că zice, vom da seama de orice cuvânt nefolositor și rău. Deci trebuie să fie atent la urmările propriei tale activități, de la, cum zice Empedocle, că un înțelept nu-și mișcă niciun deget la întâmplare. Adică, până acolo merge acribia unui om, într-adevăr, matur, care nu se mișcă, nu vorbește și nici nu gândește la întâmplare. Adică are în vedere, îmi vine în minte un proverb latinesc,
quid vita gis, prudenter agas, et respice finem. Orice ai face, fă cu chipzuință și ai în vedere sfârșitul, scopul, ținta. Asta da, asta. Astfel dorim să fim noi înșine. Și o cateheză atunci nu ar fi bine să fie orientată și în acest sens al unei treziri de conștiință și a unei atenții vis-a-vis de început și de sfârșit? Este implicită. Este cumva implicită, dar de multe ori... Păi anamneza. Dacă pun problema doar a face sau nu face și atitudinea mea poate fi de o reverberație veterotestamentară, aspectul formativ poate să fie un pic... să se simtă formal. Da, sau elementul constrângător să fie mai apăsat așa și foarte tranșat. Foarte tranșant. Și aici de-aia, adică contează și asta, că revin la chestiunea cu creativitatea. Mi-a plăcut la Părintele, m-am găsit la Părintele Stănoare și la Părintele Grație, aspectul ăsta personalist al mizii, în care totuși chiar Dumnezeu ne lasă un spațiu al creaturii, care poate să aibă o inițiativă și poate să fie bună, conform firii, sigur, de tot un dar al Dumnezeu, că e pe datele tale care le ai de la Dumnezeu, că nimic colaborare, ce nu ai fi primit. Noi doi zim, noi acum colaborăm, dar asta nu înseamnă că ne constrângem unul pe altul. Așa și colaborarea cu Dumnezeu, nu te constrânge niciun fel, te cheamă la o colaborare. Este o colaborare benevolă, dacă vrei să folosim cuvinte mari, este o colaborare care implică persoana în toate datele ei, de la rațiune, afect, iubire, dacă vrei, toate sunt implicate atunci când colaborezi cu cineva. Dacă nu există această legătură adâncă între două persoane, vorbim de colaborare, vorbim de alte, de constrângeri, da. De alți termeni, nu mai e altceva. Deci nu poți colabora decât în libertatea de plină a gândirii, a simțirii, cu altă persoană. Și până la urmă, în ultimă instanță, colaborarea noastră cu Dumnezeu și colaborarea noastră cu aproapele nostru este expresia iubirii intratreimice, dacă vrei. Intrapersonale în Sfânta Treime. Ea se proiectează, îmi aduc aminte de cuviosul Gelasie, cum le aranja el acolo toate după chipul treimii, ea se proiectează la toate etajele creației, inclusiv relația dintre noi. În primul rând, relația din familie. Între mamă, tată, copil, este expresia cea mai limpede a unei iubiri care se trăiește la nivelul firii și la nivel duhovnicesc și la nivel dumnezeesc până la urmă. Că poate să fie componente de asta, sigur, în date sinerice și de asemănare, sigur, în chip uman, într-o lucrare a omului personală și personalizantă în care să se vadă și aspecte ce țin de talanții și de vocația fiecare. Adică aici cred că este o lucrare importantă apropo de personalism și de a asiza singularitatea fiecare. Așa, portul, atunci n-ar mai fi unicitate, dacă n-ar fi această unicitate a unei lucrări. Da, păi asta e taina. Și aici mi se pare că și acea unicitate poate fi cumva o expresie cumva creativă, chiar prin faptul că există posibilitatea unei astfel de manifestări singulare. Atunci când e reală, sigur, în consistența aia, dacă m-ați pomenit, cea mai tainică sau de mister al chipului omului, să zic, în sensul ăsta. Despre subiectul ăsta, probabil că mâine, până mâine, dacă mai am timp să mă gândesc, pentru că cateheza, până la urmă, ce înseamnă? Înseamnă ieșirea din profan și intrarea în mister, că ai zis cuvântul mister, sunt tainele bisericii. Astea sunt dincolo de posibilitățile noastre de explicitare rațională, ci la ele ajungi pregătindu-te să le primești dincolo de cuvânt. Deci plecăm de la catafatic, de la vorbiri, de la cuvinte, și de la cuvinte ajungi la necuvinte. Și trecând prin necuvinte, ajungi la cuvânt, cu majusculă. Dar e o vreme a vorbirii, este o vreme a tăcerii în care cuvântul nu te mai poate ajuta, și, adică vorbele nu te mai pot ajuta,
Și abia atunci ajungi să te întâlnești cu cuvântul. Cuvântul te întâlnești de-abia în, în tăcere, nu în vorbire. Deci aici e un raport între tăcerea discursivității, să zic așa. Da. Și dacă e un sens, așa, ghelasian și la Părintele Stăniloae, am fost de multe ori formula asta, că omul este cuvânt cuvântător. Și atunci e o dublă cuvântare, o cuvântare a discursivității și o cuvântare de dincolo, a tăcerii, să zic. De dincolo, da. A tăcerii. Da. Adică și, și aia în sensul că este un activ, că nu e, în sens că și nu e o chestie nirvanică doar de stinge, că e o tăcere și... E o tăcere... E o exprimare sau o meta-exprimare, exprimarea dincolo de cuvinte. E o tăcere în care îți dezvolți ascultarea. Ascultarea, noi avem, știi, simțuri trupești și duhovnicești. Avem ochii ăștia și avem, nu ăsta din frunte, cum zic indienii, avem un ochi duhovnicesc. Are energie. Da. Avem o ureche, dar avem și urechi care aude șoaptele Duhului. Ei, tăcerea vorbirii noastre este pregătirea pentru a auzi cu urechea sufletului, ca să zic așa. Ceea ce ne împiedică, de exemplu, acum, în general, acum în lumea noastră să auzim, este inflația de cuvinte. Se vorbește atât de mult și mi-e teamă că și noi, care încercăm să vorbim ce trebuie, uneori vorbim prea mult și de aceea mă întorc la marele Arsenie, care spunea că întotdeauna, îmi pare rău, când am vorbit, niciodată nu m-am căit că am tăcut. Dar vezi ce frumos. Întotdeauna când a tăcut, a ascultat vocea de dincolo, vocea tăcerii, să zic așa. Iar când vorbești, îi faci pe alții să te asculte pe tine, sau, mă rog. Dar dacă nu s-ar vorbi despre ce, am vorbit mai de o cateheză a tăcerii, care s-a transmit doar în tăcere, dar totuși, omul ca integralitate are și, da, și aspectul este, eu de trăire tainică, cred că și de cred că în funcție de vârsta. Așa cum ai zis, de exemplu, manifestare culturală, teatru radiofonic ai pomenit, și eu l-ascultam când eram copil. Fotbal, nu jucam toți o miuță de rupeam pingelele până pe Maidan? Toți am făcut treaba asta. Dar la anumite nivele de creștere, toate sunt bune foarte. Necazul este că dacă te fixezi pe un nivel, că se tot vorbește de, cum se zice, de înțepenirea în proiect, dacă te, și faci din jocul acela, vezi tu acum ce prăpăt se întâmplă cu jocurile pe calculator? Eu nu pot să-ți povestesc, am văzut oameni de 50 de ani care nu se puteau dezlipi de niște chestii care îi împușcau acolo și făceau nu știu ce punctaje. Asta e incredibilă. Păi e prăpăd. Independența. E prăpăd. În această formă. Deci asta vreau să spun, că aici ar fi foarte... Deci nu e rău nici sportul, nici muzica, nici teatru, nici toate celelalte. Dar trebuie văzut la ce vârstă sunt bune și dacă ai depășit vârsta și ai rămas cu să joci miuță pe Maidan. Și poate infuzate de credință pe putința și talanții fiecare, că poți și ca actor, și ca regizor, și ca scenarist, rămâne în expresia, sau ca artist, poți să aduci, apropo de sinergie, problema e a lipsei de lucrare sinergică. Și atunci nu poți să aduci slaba de dincolo și în lumea aceasta dacă nu ești părtaș la ea. Nu? Și de aici poate se schimbă poate raporturile cu, cum am zis de la Sfântul Apostol Pavel, nu? Primiți-vă, sfătește unii pe alții, pe cum Hristos l-a primit pe voi. Trebuie să ai conștiința și experiența primirii hristice. Anterioară primirii reciproce. Că e modelul din care te hrănești cumva. Și atunci, dacă acesta e cumva activ și instituit, mă gândesc că e altfel de lucrare din punctul ăsta de vedere. Aici te-ai înălțat mult peste... Păi nu, am vrut să ating slava aia despre care am început și care înțeleg că este o temă ofertantă. Da, dar se poate dezvolta. Da, ea se poate acum dezvolta. A fost un pic dar atacată pieziș. Da, dar eu aș porni de la locurile, anumite locuri pe care le am din Sfânta Scriptură. Uite, de exemplu, iau un exemplu care nu e la întâmplare, dar nu am acum echipamentul ca să-ți arăt, diverse traduceri. Apropo de traduceri, știu că te interesează, dar trebuie să am textul în față, că nu pot să ți-l citesc din memorie. Uite, de exemplu, la Isaia, am subliniat aici la capitolul 14,
25. Capitolul 14, așa, întoarcerea din robie. Regele Babilonului se duce în iad. Despre Babilon, Asiria și Filisteni. Deja observ că am atins lucrurile astea. Și iată ce spune Dumnezeu, care îi spune prorocului lui ce va face. Așa cum am zis, întocmai va fi. Și cum am plănuit, așa va rămâne. E traducerea lui Anania, care e puțin mai poetică, dar e fain. Cum am plănuit, așa va rămâne. Să-i nimicesc pe asirieni din pământul și din munții mei. Și fii vor ei să fie călcați în picioare și jugul le va fi luat și luată va fi slava de pe umerii lor. E, și numai atât. Am găsit cuvântul slavă și m-am uitat pe diverse traduceri. Păi numai Anania traduce doxa cu slavă aici. Majoritatea traduc cu povară, traduc cu... Și despre ce e vorba aici? E foarte adânc locul. Asirienii, ca să poată să cucerească, să fie un imperiu cum au fost, ei nu aveau nicio putere dacă primeau de la Dumnezeu această slavă, care e o energie, e o putere. Și ce spune aici? Zice, aici și el a greșit, Anania, și jugul le va fi luat de pe voi, adică sunt evrei care erau robiți, și zice, jugul lor va fi luat de pe voi și încă ceva. Și luată va fi slava de pe umerii lor. E, aici, de exemplu, Anania a zis, și jugul le va fi luat și nu știi ce jug. Cum îți ia cineva jugul? E jugul tău sau jugul pe care îl pui tu pe alții? Ori textul grecesc este clar, jugul lor asupra voastră, nu știu cum a scăpat, că în grecesc e clar, jugul lor asupra voastră va fi luat și odată cu asta, e foarte interesant, când un imperiu, că acum chiar ne aflăm în dacă ar fi să comentăm reverberațiile actuale ale acestui cuvânt, se vede foarte clar cum se schimbă balanța puterii între imperii. Deci cel care pusese jug pe o întreagă lume, un imperiu, ca imperiu babilonian sau asirian sau știu eu, persan, au avut o putere cu care au apăsat o lume întreagă. Și jugul care ei îi țineau pe, ca și Egiptul, nu? Jugul în care ei țineau popoarele robite va fi luat de pe popoare, dar asta se va face simultan cu luarea slavei celor care erau deasupra lor. Și odată cu luarea slavei cad în robie ei înșiși. E foarte clar și sunt multe locuri din astea care ar merita să le citim în relație cu evenimentele pe care le trăim, pentru că noi trăim orbește acum. Ca și ca la fotbal, hai Dinamo, hai Steaua, nu știu ce, hai Uniunea Europeană, hai Putin, hai nu știu ce, și te prostii. Pentru că trebuie să vezi aici mișcarea slavei lui Dumnezeu, care se ia de pe umerii unora și se dă altora. Nu întâmplător, de exemplu, armată, slava se vede pe umeri, nu? Stelele care îți arată cât de mare ești. Sunt pe umerii tăi. Și dacă am fi acum să avem Iliada la îndemână, când Diomede, de exemplu, intră în luptă, Diomede, un om, se luptă cu Ares și îl rănește pe Ares, zeul războiului. Îți dai seama ce scenă fantastică, ar trebui să o citim. Și vine Atena la el, Atena fiind zeița războiului, dar care are deosebire între Ares și Atena? Că Atena era și zeița înțelepciunii. Deci una este să fii războinic cu înțelepciune și alta este să fii tâmpit, iartă-mi expresia, nebun. Adică Ares era pur și simplu mânia pură. Era numai scandal, numai zarvă. Sunt oameni care sunt pur și simplu puși într-una pe scandal. Ăsta e duhul lui Ares. Și atunci Atena, zice, îi atinge umerii lui Diomede și îi dă kudos, echivalentul slavei. Numai că la greci se face distinția dintre doxa, care e slava lui Dumnezeu, și kudos, care e slava dată de zei, cum ziceam, între diferență mare între increat și creat. Și după ce îi dă zeița această putere, el îl vede pe zeu în luptă, că erau nevăzuți. Și îl rănește. Și o rănește și pe Afrodita. Și e foarte tare scena asta să vezi cum un om, primind slavă de la zeu, e în stare să înfrunte al zei. Astăzi lucru care, de-aia zic, ar merita o analiză mult mai textuală, adică să mergem la textul grecesc și să vezi, de exemplu, aici se vede foarte clar, m-am uitat pe 3-4 traduceri, cum singurul care a perceput corect că va fi luată slava de pe umerii lor a fost aici, Părintele Anania, nu știu de unde s-a inspirat, dar în același timp, la versetul înainte,
n-a văzut acolo o particulă din grecește care spunea că jugul va fi luat de pe umerii poporului evreu, iar asirienii își vor pierde slava și vor ajunge și ei robi, după cum au fost și cuceriți și învinși. Da, astea sunt lucruri foarte frumoase, dar trebuie un pic de osteneală filologică. Păi rămâne să continuăm pe temă, nu? Da, deci data viitoare pot să spun că o să-mi vin cu lecția mai bine învățată. Că acum mai prins, întrebările mai... Da, mai prins acum în... Arborescente. Da, în alte activități sportive. Mulțumim.